Salutare, suntem la Pariază pe telefon și de astăzi vom face o schimbare în formatul emisiunii. Vă voi prezenta 12 meciuri cu opțiuni de pariere mai diversificate. Manchester City, Ipswich. Mă aștept la o victorie fără probleme a campioanei Angliei. Dacă ne uităm pe loturile celor două echipe, pare cel mai dezechilibrat meci din Premier League. Nou promovata Ipswich și-a arătat limitele atunci când a dat peste un gigant cum este Liverpool. Haaland a marcat cu Chelsea și se apropie de 100 de goluri în tricoul cetățenilor. Aston Villa, Arsenal. Tunarii vor avea un cuvânt greu de spus și în acest sezon, dar și Aston Villa 2.0 arată foarte bine. După ce a transferat 8 jucători și s-a despărțit de alți 7, echipa lui Unai Emery a început campionatul cu dreptul. Cumpărat de la Everton cu 60 de milioane de lire, mijlocașul Onana a debutat cu gol în victoria cu West Ham. Tottenham, Everton. Drăgușin și colegii lui caută prima victorie a sezonului. Cu Leicester pot da vina pe ghinion, au avut 15 ocazii de gol. După scandalul din fruntea clubului, Everton a dezamăgit și în prima etapă. Pare una dintre echipele care vor lupta pentru salvarea de la retrogradare după 0-3 acasă cu Brighton. Liverpool și Brentford garantează spectacolul atunci când se întâlnesc. În sezonul trecut s-au marcat 8 goluri în cele două meciuri directe. Atacul le-a funcționat și în prima etapă, ambele au câștigat și au înscris de 2 ori. După ce s-au încurcat la Mallorca, Galacticii au nevoie de o victorie la scor ca să-și mulțumească fanii. Mbappé are o motivație în plus, vrea să spargă gheața în La Liga la primul meci pe Bernabeu. La Paris există viață și după Kylian Mbappé. Echipa lui Luis Enrique și-a arătat mușchii încă din prima etapă când a marcat 4 goluri în deplasare. Montpellier este mai slabă decât sezonul trecut. Și-a vândut vedeta pe Maxime Steff cu 12 milioane de euro la Burnley și nu a cumpărat pe nimeni. Am găsit și un meci din Statele Unite. Messi și-a anunțat revenirea la derbiul cu Cincinnati. Asta înseamnă că sunt șanse mari să vedem o partidă spectaculoasă. Mă aștept ca Milan și Atletico să se trezească după remizele din prima etapă și să câștige măcar o repriză. Marseille vrea să se lupte la titlu în acest an. Cu De Zerbi pe bancă a învins-o cu 5-1 în deplasare pe Brest, o echipă de Champions League. Așa cum v-am promis, am revenit cu biletul Nebunia Mondială. Pe parcursul anului pot fi mai puțin de 10 meciuri pe bilet, dar cotele vor fi la fel de mari. Am ales meciuri din prima etapă din Bundesliga, în 6 din ultimele 7 confruntări directe dintre Dortmund și Frankfurt s-au dat cel puțin 3 goluri și ambele echipe au marcat. Stuttgart a fost una dintre cele mai ofensive echipe în sezonul trecut. Ne-a demonstrat în Supercupa cu Leverkusen că nu și-au pierdut foamea de gol, dar și că apărarea îi scârție. În Suedia, Elfsborg este o gazdă ostilă. Joacă acasă pe un teren sintetic unde Göteborg n-a mai câștigat de 7 ani. Multe se pot schimba, dar cel mai important lucru trebuie să rămână neschimbat. Deci, nu uitați, studiați, analizați și puneți pe biletul verde doar ce vă place cel mai mult.